Duminică 25 septembrie, echipa de handbal feminin CSM Roman a întâlnit începând cu ora 11 în sala sporturilor din Roman pe nou promovata Danubius Galați. Meci care a contat pentru etapa a patra a Ligii Naționale de Handbal. Eu am spus și că am venit aici la turneu, dar să fie greu prime 4-5 etape, noi nu jucăm bine. Se vede, dar nu jucăm bine, dar ai încredere și la mine și la fete de să fie mai bine. După meci cu CSM București primul, tot a spus ce e asta, dar eu am știu ce vreau la joc. Fetele ce spun, fac tot împreună și mi se pare că să facem și jocurile bine și victoria mai mult. Ideea mea e, dar tot jucător juca nu ca e diferența mare, și ca e meciul egal. Și de asta eu sunt foarte, foarte mulțumit. Handbalistele de la CSM Roman s-au impus lejer cu 32-16, scor la pauză 14-9. În urma desfășurării a patrui etape, CSM Roman are 7 puncte și se află pe locul al patrulea în clasament. Un joc reușit este practic în meciul de debut din această ediție de campionat pe teren propriu. Ne bucurăm că am reușit să obținem această victorie de o manieră categorică. A fost o partidă pe care am dominat-o de la început până la sfârșit. A fost foarte important că am reușit să ne impunem jocul, a fost foarte important că am reușit să câștigăm de o manieră categorică și cred eu că este o victorie de moral înainte de deplasarea foarte grea de miercuri de la Zalău. Felicit jucătoarele, felicit conducerea tehnică pentru maniera în care au abordat această partidă, pentru victorie și așteptăm cât mai multe rezultate și jocuri cât mai bune pentru CSM Roman. Miercuri 28 septembrie, CSM Roman întâlnește în deplasare, începând cu ora 18, pe HC Zalău.